Dacă își permite Putin până la urmă, Cosmin, să facă, să nu mai încaseze de la Occident, că nu are o planșă foarte diversă, zicea și Cioroianu ieri, pe care spunea că nu l-a ascultat, domnul Cioroianu spunea că China are niște acorduri semnate cu Rusia pe bună dreptate, dar nu și-a pus ouăle într-un singur coș. Ia o parte din energia necesară din Rusia, nu ia toată energia, astfel încât să zici că suplinește Putin lipsa banilor europeni și îi aduce din China. Nici acordurile cu India nu sunt cele mai fericite. Adică de unde găsește finanțare Putin și cât mai reușește să-și țină țara din punct de vedere economic? Că și rubla, știi foarte bine, ținut artificial, că a pus acea condiție ca contractele să fie plătite în rublă, că și să există astfel o cerere pentru rublă, că în mod uzual pe piețele financiare rubla nu există. Putin, ca să revin de la primele două puncte, China și India, pe care le cunosc foarte bine. Putin mai are de lucrat la infrastructura de transport, gazoducte și oleoducte, încă în acest an, pentru ca să poată să își dubleze livrările către China, ceea ce va însemna foarte mult, unul la mână, doi la mână. Prețurile pe care el le-a negociat în această perioadă nu sunt prețuri preferențiale, a beneficiat de înțelegerea guvernului chinez pentru niște prețuri mai mari decât de obicei. De aici vedem și cantitate în plus și bani mai mulți. Surpriza a fost India, care India a comandat mult mai mult decât comanda până acum, la nivel de, hai să spunem, produse energetice, să nu mai tot gaz, și mai departe, a comandat produse energetice mult mai multe, transformându-se în trader. Adică, India a fost îndestulată pe modelul pe care l-a folosit și Ungaria aici în Europa, cu gazul ieftin rusesc pe care l-a vândut mai departe, inclusiv României, la preț triplu, ca să se știe treaba asta, este documentată la Transgaz, s-a văzut, sau Germania, care a vândut și ea mai departe, la preț triplu, gazul pe care îl obținea ieftin până acum din Rusia. India a făcut la fel, dar pentru niște cantități foarte mari, pe de o parte. Pe de altă parte, din jocul bursier internațional, din prețul la gaz, care pur și simplu a explodat de 4, de 5, de 6 ori mai mare, plus cotațiile petrolului, Putin până acum a reușit să-și acopere găurile de volum. Deci el până acum n-a avut probleme. De ce? Chiar dacă a vândut cantități mai mici, și nu-i sigur, le-a vândut la suprapreț, a avut această posibilitate și această înțelegere din partea unor parteneri. El a răspuns altfel. El a spus, dom'le, voi cumpărați cu atâta, eu n-o să închid ochii în momentul în care o să aveți probleme în Taiwan cu Statele Unite, le-ar fi spus chinezilor. De altfel, ei au un acord prin tratatul de la Shanghai, organizația tratatului de la Shanghai, similar cu NATO. Da, sunt cam aceleași prevederi, în care și acolo e toți pentru unul, unul pentru toți. Deci dacă China va fi atacată, în acel moment, în mod sigur, Rusia, cu care desfășoară foarte multe exerciții militare comune, China, va răspunde apelului. Deci noi ne uităm numai la partea asta noastră cu NATO, dacă va fi atacat o țară NATO, restul vor veni în ajutor. Nu, și cu China e la fel. Dacă China va fi atacată sau va intra într-un conflict cu Statele Unite, Rusia va merge în ajutorul Chinei pe acest principiu din NATO, care este total afirmat acolo și e fără lipsă de tăgat. Deci atunci Putin probabil că n-a mai negociat bani, că a zis, bă, chinezilor, voi aveți bani, eu am nevoie de bani acum. Dar negociem fel de fel de sprijin de altă natură, inclusiv militar sau geostrategic, n-aveți o problemă cu acest lucru și se mai întâmplă ceva. Dar interesant, Cosmin, că India, China, Pakistan, toate țările astea n-au o problemă în a contesta statutul de lider al Statelor Unite. Că atunci când semnezi acorduri din aceștia și înțelegeri care depășesc cadrul economic, e clar că vii și contești autoritatea jandarmului global, nu? Da. Și declanșatorul acestui fapt a fost retragerea jalnică din Afganistan, Ionuț Cristache. Ăla a fost semnalul, dacă vrei, pentru tot ce vedem noi astăzi, a arătat pentru America... pentru tot ceea ce vedem astăzi, acea retragere în degringoladă
cu multe victime, cu multă disperare, cu mulți oameni omorâți, cei care erau de partea americanilor, atenție, vorbim despre afgani, care erau de partea americanilor, acea retragere dublată de revenirea bruscă peste noapte la putere a talibanilor, triplată de toate dezvăluirile legate de sumele furate de ordinul trilioanelor de dolari acolo, ele au prăbușit practic în plin mandat, în plin început de mandat al lui Joe Biden, prestigiul internațional al Statelor Unite. Acolo a fost o mișcare extrem de proastă pe care cei care îl consultă pe Joe Biden, cei care consultă Casa Albă, au făcut-o, nu așa trebuie administrată. Altele au fost datele negocierii de la Geneva din iunie 2021, Borna Geneva 2021 da. Iunie, altele au fost datele. Rușii au spus că ei nu îi incomodează cu nimic în tentativa lor de retragere, nu îi încurcă cu nimic, dar să aibă grijă că acolo treburile nu sunt cum par a fi. Și Erdogan este cel care s-a oferit, dacă îți mai aduce aminte, să administreze treburile o perioadă. Da. Aeroportul din Kabul, așa pentru e. care știința locului a fost refuzat și Erdogan. În siajul lui Erdogan trebuia să meargă și Ungaria, care ne miram atunci. Turcia fiind al doilea investitor după Statele Unite în Afganistan în toți anii ăștia. Exact. Exact, și a fost refuzat. Da. Și atunci, practic, toată lumea asta care acum s-a ridicat, așa cum ai spus, împotriva autorității Statelor Unite, ei s-au ridicat văzând la nivel, de la nivel de președinte până la funcționar mai modest din orice administrație din cele sugerate de către tine, au văzut că regele e gol. Da. Și care, și care probleme și că în moment oportun să atace. Cred că putem să tragem o primă concluzie după discuția noastră, după jumătate din discuția noastră, că trăim în, în al treilea război mondial, nu neapărat în sensul clasic pe care știm. Este o bătălie pentru energie, pentru resurse și e clar că avem de-a face cu o repoziționare, dacă vrei, de forțe în momentul de față, cu o contestare a liderului care până mai acum câțiva ani avea o poziție dominantă, fără putință de tăgadă. Iată că acum începe să îi fie contestat acest statut. Întrebarea e ce face bătrânul continent, care este într-o degringoladă totală. Dacă te uiți la leadership-ul politic, te uiți cum cad guverne în Italia, cât de rău se simte Macron la el acasă, pe Marea Britanie cu Boris Johnson pe făraș, Spania la fel nu se simte nici ea foarte bine. Din punct de vedere al energiei, suntem într-o dependență de Rusia, încercăm niște soluții, dar deocamdată doar în plan teoretic din Statele Unite, că nu avem nici capacități foarte mari de transport, nici de stocare, nici... Cum vezi evoluția asta pe bătrânul continent, mai ales în perspectiva toamnei, a iernii, când consumul va crește, când penuria se va simți foarte, foarte tare pentru fiecare dintre noi, cetățeni europeni, și când nemulțumirea socială probabil că va da pe afară sub o formă sau alta? Ca să răspund direct și după aia vreau să fac o completare la concluzia ta. O parte din bătrânul continent, mai precis partea vestică a bătrânului continent, va fi învinsa celui de-al patrulea război mondial și acum fac completarea cu modificarea despre care spuneam. Al treilea război mondial eu îl consider ca fiind războiul rece, care s-a încheiat cu victoria capitaliștilor în 1989, consfințită în 1991 la destrămarea Uniunii Sovietice. Un mod de viață și o structură civilizațională și-a dovedit superioritatea în final, după o luptă acerbă de aproape jumătate de secol. Și războiul al treilea mondial, războiul rece, s-a terminat atunci cu victoria blocului capitalist. Numai că, între timp, și capitalismul și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul pentru că a fost pervertit. Acel capitalism care a fost atât de viguros, inclusiv în țările pe care tu le-ai prezentat acum ca fiind în criză și sunt în criză, țările europene, cele care au fondat Comunitatea Europeană, actuala Uniune Europeană, repet și spun, nu-mi face plăcere, acel capitalism și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul, fiind înlocuit treptat de către
corporatism, decizia democratică fiind înlocuită printr-un soi de decizie obscură, foarte greu identificabilă, relevată de felul în care se iau deciziile la vârful Comisiei Europene, la vârful Parlamentului European, în care armata de 12.000 de funcționari, de fapt, decide ceea ce se întâmplă, aleșii sunt de formă pe acolo și nu iau practic nicio decizie, de altfel se știe că Parlamentul European nu are absolut nicio decizie. Această democrație difuză, care s-a tot aplatizat, care vine și cu pierderea libertății de expresie, da? Ionuț Cristache fiind un exemplu românesc al pierderii libertății de expresie. Da. Ca să aducem vorba și despre tine, îmi spun cu regret, repet, eram un fan al tău, sunt și acum, dar eram un fan al tău la TVR, în sensul că mă uitam la talk show-ul tău, da, de la TVR. Da, deci toate acestea s-au dus și suntem într-un război care, din nefericire, pentru că ne conține această lume euroatlantică, eu cred că va fi pierdut, parțial cel puțin, de către lumea euroatlantică, al patrulea război mondial, în care, din păcate, democrația va fi învinsă, exponentele... Crezi că democrația va fi învinsă? Da, pentru că țările care prosperă în acest moment, țările care se văd mai solide în acest moment, sunt țări lipsite de democrație. Rusia nu are democrație, China nu are democrație, Brazilia are un soi de democrație, dar am fost acolo pe teren și am văzut cât plătește democrația din Brazilia. India nu mai e cazul. Africa de Sud e mult prea mică, nerelevantă pentru asta. Care e soluția, Cosmine, ca să devenim cu toții pe republici autocrate, așa, la dispoziția? Nu! Soluția ar fi fost să știm să ne apărăm democrația, dar uite-te tu ce s-a întâmplat bunăoară în Statele Unite, nu dintr-o dată. Eu am fost în Statele Unite și am trăit în 1997, jumătate de an acolo, acum 25 de ani, era fantastic, eram nemaipomenit. Democrație, libertate de expresie, treburi ieftine, viață foarte bună, excepțional era. Și am văzut, având, mă rog, relații și instituționale și de prietenie în acești 25 de ani, cum a decăzut America, cum a sărăcit lumea, cum libertatea de expresie nu mai există. Care libertatea de expresie, Cosmine? Că... Da. Păi, eu râd în fiecare dimineață când mă uit la CNN ca să mă informez. Mă uit la CNN, Deutsche Welle, Euronews, când fac sport, mă uit la asta și au ăștia o reclamă. Prima reclamă care apare pe ecran înainte de fix, înainte de știri, este cum CNN-ul caută adevărul. Seeking the truth. Da.